Înainte să-i dăm la nou la clip, nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonați și să activați clopoțelul. Salutare, bă, conaciori, și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi fac și eu ca să fiu un trend cu toată lumea. Dar să fac de vreo 2 ani de zile, dar am zis și eu, băi, avem, încearcă să nu fii satisfăcut. Și eu, de obicei, nu prea sunt satisfăcut la orice chestie, adică, în general, doar femeile mă pot satisface pe mine, înțelege și voi aluzia. Dar haideți să vedem despre ce este vorba la acest clipeanu. Asta ar trebui să mă satisfacă. Asta ar trebui să mă satisfacă pe mine? Nu știu de ce, cred că o să stau așa tot clipul. Dar ce e aia? Ok, asta e ciocolată. Sută în mine. Ok, asta e drăguță, dar nu e așa gen... Ce dracu e asta? Guys? This? Hey, gen, ce-ar trebui să mă satisfacă? Mie nici măcar nu mi s-a sculat pula. Ce-i asta? Na, uite parcă, dar ce-i asta? Dădeam cu de-asta la meciuri. Hai, frate, pe bune! Bă, voi sunteți satisfăcuți la clipurile astea? Vă jur că nu m-am uitat niciodată la așa ceva. Ok, transform un albastru cu alb. Asta e reflexia. A pus folie pe niște adidas. Îi videază, îi topește. Păi... Ăsta ornează farfurii. Bă, ce e neregulă cu clipurile astea? Dar e neregulă ceva cu mine. Dar ce faci, mă, frate, aici? Ok,
Ok, asta e stupidă. Asta chiar e stupidă. Mamă, wow, mamă, sunt foarte satisfăcut, ai băgat un măr și l-ai glazurat. Hai cu aia pe bune. Chiar smântâna când o luam eu, când, la lapte, știți, când făcea grăsimea aia deasupra, când eram mic. Ok, s-a umflat și... Rainbow. Lustrește un glob sau ce căcat e ăla? Asta mă satisface acum, știu cum. Eu văd asta în viața reală. Desenez pe creioane. Ce e asta? A, bă, n-are cum să fie. Mamă, ce satisfăcut sunt! Mamă, frate, pe bune, asta e satisfăcător. E bullshit. Uite și tu. Bă, așa spală odaia care e murdărită. Bă, de ce ar fi asta satisfăcător? Yeah.
Ce bă, că dacă bag eu la mine aspiratorul în cameră, face de 20 de ori mai bine ca tine. Wow, mamă, m-a satisfăcut incredibil de mult. Ăla e un desen, e o pictură, coaie, brăjeală. Deci aia era o pictură deja pe aia, nu era reflexia. Pum. Ok. Bă, poate mă ajutați și pe mine, vă rog eu frumos, în comentarii acolo. Voi sunteți satisfăcuți la așa ceva? Adică, ce înseamnă satisfăcut până la urmă? Că n-am înțeles nimic din clipul ăsta. Sincer, nici nu m-a satisfăcut. Mi s-au părut ok, gen... frumoase, efectul oarecum așa, puțin, la 2-3. Dar restul a fost, pula mea, niște fapte random care le-a pus într-un clip. Trebuia să mă satisfacă? Dacă aveți propuneri de episoade, trimiteți-mi-le pe Discord sau pe Instagram la Conacu Gaming. Discordul și Instagram în descriere amândouă. Ne auzim data viitoare. Conacu pe zonă, frate, cu live-o rotonă. Este la înălțime, zici că filmează din dronă. Cu o comunitate ce o să prindă ușor formă. Și contur mai friend, totul la întreagă normă. Tu dormi, mă, dacă nu haide și tu pe live. Cu OMTV, Far Cry, PUBG, this is the life. Caterincă peste caterincă, dau cu stil și lirică. Beau coniacul cu Conacu, aventura zilnică. Conaci pe treabă, se strâng mie după mie. Până ce ajung mai mulți ca stelele în galaxie. Așa trebuie să fie, să se audă peste tot. Faceți multă gălăgie, Conacu Gaming în top. Dacă apreciezi ce face omul, bagă un subscribe. Însoțit de un coment, un share și de un like. Iar cel mai important, și-au transmite mult vibe. Ăsta a fost T-Rex 1-2, probă de mic.